Alexandru, cu ce s-a întâmplat cu puțin timp în urmă pe o șosea din Constanța, un taxi a fost cuprins de flăcări imediat după ce s-a lovit de un microbuz. Din fericire, taximetristul a reușit să iasă la timp din mașină. Cătălina Buzoianu ne spune mai multe. Cătălina, ce știi? Ziua, din fericire, nimeni nu a fost rănit nici din microbuz. Oamenii mergeau către Mihail Cogălnicianu, era un microbuz de transport persoane care făcea ruta aceasta. A oprit la un moment dat șoferul microbuzului să ia un pasager de pe marginea drumului, moment în care a fost izbit în spate de taxiul. Se pare că taximetristul nu a păstrat distanța corespunzătoare, nu a mai avut timp să frâneze sau să încerce să tragă stânga de volan și să depășească și a intrat, așa cum vă spuneam, în spatele microbuzului. La scurt timp, taxiul a luat foc, însă, din fericire, șoferii care au oprit imediat pe marginea drumului au reușit să-l scoată pe taximetrist la timp, înainte ca mașina să fie cuprinsă de flăcări. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri care în câteva minute a stins incendiul, însă, din păcate, mașina a ars în proporție de 60-70%, cel mai probabil nu va mai putea fi recuperată. Șoferul taxiului a suferit un traumatism de coloană cervicală și a fost transportat la spital, dar medicii spun că este în stare stabilă. Bun, mulțumesc foarte mult, Cătălina. Vorbim și despre un alt accident.